mi s-a arătat poporul de Dumnezeu de pe trei pământul, se afla ca într-o vale înconjurată de niște munți. Și în urma rugăciunii poporului, Dumnezeu a lăsat ca și un gard de învejmuire peste munții respectiv, ca să nu pătrundă nimeni, niciun inamic în poporul lui Dumnezeu. Și peste munți s-auzea o învălmășală și s-auzea un zgomot foarte puternic ca de război. Și biserica lui Dumnezeu se afla acolo între munți și la un moment dat unii dintre frați, unii dintre persoane care erau acolo în biserică s-au ridicat și s-au dus să vadă ce e învălmășală, ce se întâmplă, ce vine. Și spunea Duhul Sfânt, nu este vremea să te ridici, să te uiți ce vine. Este timpul să stai acolo unde Dumnezeu a îngăduit să lase o oază de pace, de har, de binecuvântare. La un moment dat s-a ridicat peste nor, peste locul respectiv un nor foarte puternic, foarte gros, negru. Și acoperit nu se mai vedea nimic. Și mulți nu știa ce se întâmplă, nu știa ce să facă. Și la un moment dat, un glas din cer o striga și a zis, astăzi lasă raza mea. Și la un moment dat a apărut o rază de sus din cer și lumina acolo și fiecare avea în dreptul lui lumină. Și a spus Duhul Sfânt, în vremea aceea când va fi strântoarea, să cereți de la Dumnezeu lumină, căci Dumnezeu va lăsa lumină peste fiecare, chiar dacă va fi negru, dar va fi greu. Dumnezeu va lăsa lumină peste fiecare și poporul Dumnezeu se simțea în încercare, se simțea în greu, în lupta respectivă, dar aveau pace. Fiecare stătea neșit și știa că e greu, este o prigoană, dar aveau pace în inima lor. Am văzut peste partea tânără aici, plimbându-se un cost unelte și spunea Duhul Sfânt, vrea să lase daruri, deci în vremea care vine, va vorbi personal fiecăruia celui care vrea să slujească pe Dumnezeu și va vrea să stea la îndemâna Domnului. Dumnezeu are în vedere să vorbească cu ei, să vorbească prin darul și căuta Dumnezeu, Duhul Sfânt să lase darurile acestea. Dumnezeu să binecuvinteze pe tine, să accepte aceste lucruri. Spunea Duhul Sfânt, vine vremea când vor trăi prin credință. Când va trăi doar cu Duhul Sfânt, ce Duhul Sfânt îi va ajuta să aibă legătură cu Dumnezeu și să vorbească Dumnezeu cu ei, să-i întărească. Dacă nu vor accepta lucrurile acestea, va fi greu. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să ne binecuvânteze. Să fim la dăpostul lui și El să lase harul lui peste.